Bună ziua! Vreau să vă prezint câinica mea cu sfeclă, roșie. Roșie, este încă caldă. Ia uitați-o! Aceasta este câinica mea. E saburi din ea. Vreau să rup o bucată să vedeți cum este. Ia uitați. E făcută din trandafiraș. Ia uitați. Încă este caldă. Pâinica noastră, cea de toate zilele. Bună, gustoasă. Cu sfeclă roșie. De mărțișor. Puteți face așa o pâinică. Pâinică bună și gustoasă, pufoasă, pufoasă. Astăzi o să facem o pâinică cu sfeclă roșie, care eu am fiert-o. Și o să facem un aluat cu sfeclă și un aluat alb. Și o să începem cu aluatul cu sfeclă roșie. Pentru aluatul cu sfeclă roșie, aici o să facem maiaua, plămădeala noastră. O să punem drojdia, puțină apă în mijloc și cu zahăr. Deci avem aici o linguriță de zahăr, sarea o punem la urmă. Adăugăm zahărul la drojdie și puțină apă. Amestecăm să se topească drojdia. Acum adăugăm puțină făină. Și o să lăsăm să-și dubleze volumul. Acoperim și o dăm deoparte. Acum ne ocupăm de sfeclă. O să o curățim de coajă. Uitați, se curăță foarte repede. Și după aceea o dăm prin blender. Ia uitați, am blenduit. Și să vedem dacă a crescut maiaua. Uitați, maiaua a crescut. Acum o să adăugăm sfecla noastră. O să amestecăm bine și apa, doar dacă este nevoie, adăugăm în aluat. O să punem și sarea. Să adăugăm și puțină apă. Ia
Acesta este aluatul nostru de pâine cu sfeclă. Îl frământăm acum. Este bun așa. Acum o să-l frământăm bine. Adăugăm și ulei, cam 20 de mililitri. Apoi am adăugat cam 50, cam jumătate. Depinde cât apă conține sfecla. O să mai dau puțină făină. Să ne ajutăm la frământat. Acesta este aluatul nostru cu sfeclă, o să-l lăsăm la crescut. Uitați consistența cum e. Îl lăsăm la crescut și facem aluatul simplu. O să acoperim și o să-l dăm deoparte. Acum o să fac aluatul simplu. O să pun drojdia. 4 grame de drojdie cu zahărul, cu puțină apă, amestecăm până se topește drojdia, se dizolvă. Acoperim cu puțină făină. Și o să lăsăm la crescut. Și după aceea continuăm aluatul de pâinică. Să vedem dacă a crescut un pic, da? A crescut. Acum o să adăugăm și apa, și făină, și sarea. Aici sunt 280 de grame de apă. Aceste de grame de făină. Amestecăm. Și frământăm aluatul.
adăugăm și ulei. Cam 20 de mililitri. Aromatul este gata și acesta. Uitați. Aici avem aluatul simplu și aici este aluatul cu sfeclă. Le lăsăm la crescut. Și după aceea facem pâinica. Să vedem dacă a crescut. Ia uitați ce frumoase sunt. Aluatul cu sfeclă roșie și aluatul cu pâinică. O să presurăm puțină făină. Și o să punem aluatul alb aici. Și cel cu sfeclă. Uitați. Așa. O să le întindem. Să întindem și o să le punem una peste celălalt. O să întindem puțin și pe asta. Să-l punem deasupra. Punem făină ca să nu se lipească. Acum întindem. Întindem bine aluatul. Și răsucim. Ia uitați. Acum o să punem pâinica, o să punem aici.
un cuțitaș o să tăiem. Și o să le așezăm aici, una lângă alta. Deci asta o să fie pâinica noastră cu sfeclă roșie. O pâinică mărțișor. Acum o lăsăm la frigor. Și după aceea o băgăm la cuptor. Acoperim puțin. Ia să vedem dacă a crescut. Ia uitați. Acum dăm la cuptor la 180 de grade și lăsăm 40 de minute, 45. Pâinica este gata. Este fierbinte. Aceasta este pâinica. Uitați ce frumusețe! Este fierbinte. Să văd dacă reușesc să scot. Ah. Așteptăm să se răcească puțin. O lăsăm să se răcească și după aceea o tăiem. Este încă caldă. Ia uitați-o. Aceasta este pâinica mea. E saburi din ea. Vreau să rup o bucată să vedeți cum este. Uitați. E făcută din trandafiraș. Uitați. Încă este caldă. Pâinica noastră, cea de toate zilele. Bună, gustoasă. Foarte simplă, cu sfeclă roșie. De mărțișor. Puteți face așa o pâinică, pâinică bună și gustoasă, pufoasă, pufoasă. Ia uitați. Vă doresc o seară bună tuturor, multă sănătate, la revedere!